La bună revedere, prieteni! Momentul de poezie cu numărul 289 de astăzi are din nou coloană sonoră baroc. Sper că veți simți și dumneavoastră aceeași plăcere pe care o resimt eu, v-am spus, de fiecare dată când descoper această perioadă muzicală, mă simt ca în elementul meu, ca un pește în apă, ca o pasăre zburând și de această dată un compozitor pe care nu îl știm, este vorba de germanul Johann Joachim Quantz și ascultăm concerte pentru flaut. Sper că, repet, va fi o călătorie frumoasă, inclusiv pentru că cei trei autori pe care o să vi prezint ne vor oferi aceeași bucurie, evident, poetică. Eu, Armanda Filipine, mă simt onorată că descoper niște autori minunați sau redescoper, așa cum veți observa, autori pe care i-am citit la un moment dat și după aceea i-am pierdut din vedere, ceea ce este foarte prost și foarte rău, nu doar pentru mine, pentru noi toți care citim, iubim poezia și chiar o scriem. Primul autor pe care vreau să-l invit în cercul nostru este de la Sibiu, este absolvent de jurnalism, dar este membru al filialei Uniunii Scriitorilor de la Sibiu, Mihai Curtean. Născut în 1981, are evident mai multe volume de poezie. Eu am să vă prezint un poem din volumul său intitulat Camicu, apărut la editura Brumar. Poemul este introspectiv și ușor amuzant, cinic și tocmai bun pentru această perioadă în care ne facem bilanțul, unii își fac autocritica sau critica sau cum doriți. Oricum, haideți să vedem parcursul acestui poem care ne va aduce cu siguranță și zâmbet, dar ne va invita, dacă n-am avut până acum vreme, să ne găsim câteva clipe de respiro pentru, am spus, introspecție, bilanț și căutarea în străfunduri a ceea ce vrem să găsim sau vrem să arătăm. Mihai Curtean, poem din volumul Camicu. Dintr-un om profund, serios și sensibil, m-am străduit din când în când să devin un om superficial, neserios și nesimțit. Câteodată mi-eșea. Câteodată nu. Pe urmă am renunțat la sculptura asta în carne. Am renunțat la toate măștile egofagiei și m-am instalat simplu, confortabil, în echilibrul meu dezechilibrat, în liniște, închizând ochii, abdicând. Sper ca noi să nu facem ca în finalul acestui poem de Mihai Curtean și să abdicăm, dragii mei, de la condiția umană care ne învață, dacă într-adevăr am învățat cu adevărat ceva până acum, că nu trebuie să renunțăm tocmai la verticalitate și la a fi om profund, serios și sensibil, așa cum este, nu? În poemul nostru, cel care este personajul poeziei, dar noi zicem că este autorul nostru, Mihai Curtean, care sigur n-a renunțat nici la poezie. Îl mai invităm în momentul de poezie dacă va apărea cu ceva spectaculos. Un alt autor pe care îl invit în cercul nostru este de la Lugoj, Ela Iacab. Este profesor de limba și literatura română și filiala Arad a Uniunii Scriitorilor a premiat-o de cel puțin 3 ori pentru tot atâtea volume. Unul dintre volumele premiate a fost publicat chiar în ediție bilingvă
se intitulează Cartea lui Atanasios, apărut la editura Grinta din Cluj-Napoca în 2017. Am văzut că despre autoare și carte a vorbit la lansare și prietenul Ioan Matiuț, dar eu am să vă prezint un poem, nu știu dacă face parte din acest volum pentru că nu am cartea, în schimb am descoperit-o pe Ela Iacab în mai multe reviste și mi-a plăcut un poem din revista arădeană Arca, unde știți foarte bine că prietenul Ioan Matiuț face și prezentări de carte, și publică și poezii și face multe, multe altele acolo, ca un om al revistei și al locului. Deci, Ela Iacab, un poem intitulat Negustori ai macilor de argint. Și îngerii îi iubeau pe copiii nomazilor egipteni, negustori ai macilor de argint, crescuți în aripile noastre îmbrățișate, deasupra trupurilor caste, ale noastre erau siluetele gravate în fragilitatea petalelor și lacrimile prăbușite între pietre vulcanice, sub formă de alfa și omega, lângă zidul despărțitor. Ce poem! Îmi place această trimitere la copiii nomazilor egipteni, negustori ai macilor de argint. Și bine, urmează poezia, poezie, crescuți în aripile noastre. Da, și lacrimile prăbușite între pietre vulcanice, fine, pot fi ele prăbușite oriunde, numai lacrimi să fie, știm foarte bine, da, lacrimile sunt o caracteristică umană și dacă sunt sincere, spun multe despre omul care le lasă să cadă, sau cum spune aici Ela Iacab, să se prăbușească. Da, autori care merită să-i căutăm și să le căutăm cărțile, la fel cum este foarte bine să ne amintim, așa cum am spus, de oameni care au scris și au trăit și nu mai trăiesc, din păcate. Acum vreau să vă prezint două mici fragmente de poezii semnate Dan Bota, regretatul eseist, poet și traducător, care a trăit între anii 1907 și 1958. Și pentru că nu am mai găsit cartea de poeme pe care o am sau am avut-o sau nu mai știu, am regăsit în istoria poeziei românești moderne și moderniste de Emil Manu, fragmente aici de Emil Bota, dar, repet, vreau să îl amintim pentru că merită citit, pentru că Emil, fratele actor Emil Bota era și el poet, l-am prezentat deja la momentul de poezie. Dan Bota este un poet fascinant, a fost un om deosebit, a avut niște dialoguri, inclusiv publicistice, cu filozoful Blaga și a fost foarte interesant de urmărit, nu doar pentru filozof, și e de urmărit și acum. Cam uităm să studiem lucruri importante, am văzut eu ce se întâmplă în lumea noastră culturală, ne cam lăsăm așa pe tânjală, bine, și pandemia ne creează probleme, dar haideți să revenim la Dan Bota. Iată aici un fragment de poem absolut superb, în care autorul nostru visează. Visez un cer tăcut printre miresme mii, visez o mare grea de lunecări albastre, visez la zei nespus de triști și de târzii. Ne regăsim mulți în acest fragment poetic și un fragment dintr-o poezie de dragoste,
o poezie de o sensibilitate aparte. Îmi voi despleti părul încet în a lunii lumină și pot să fac și eu asta. Așa numai ca să vedeți. Iată. Nu foarte poetic gestul, dar în fine. Încet în a lunii lumină voi despleti părul, îmi voi desprinde pieptul și voi face cu trupul meu în lună o umbră cea lină, arborii vor foșni mătăsoși, o eliseană boare ne va ninge. Deci, dragii mei, așa, numai câteva picături ca să vă fac, să vă stârnesc și să vă fac curioși să căutați, dacă n-ați citit, mai multă poezie de Dan Bota. Repet, este fabulos. De fapt, sunt foarte mulți autori pe care am uitat să-i căutăm pentru că n-au mai fost editați. Bine, unii n-au fost nici în manuale, știm foarte bine ce e în manuale, alții sunt în manuale și nu ne spun mare lucru. Ideea este că mulțumesc mult prietenilor care urmăresc momentul și sunt convinsă că au primit nu doar idei, ci și o stare anume pentru a continua creația lor poetică. Sunt și prieteni care citesc poezie și sunt încântați că măcar așa, întâlnindu-ne, au contact cu poezia, unii din motive de timp nu prea au cum să deschidă cărțile, dar eu vă sugerez mereu, deschideți, dragii mei, cărțile de poezie și în alte momente ale zilei, adică deschideți-le sigur în alte momente, că acum le deschid numai eu, dar vă mulțumesc încă o dată că ați fost împreună cu mine și m-ați făcut să mă simt aproape de dumneavoastră, de aceea vă și îmbrățișez, chiar dacă e o îmbrățișare virtuală, dar e pe muzică baroc, repet, Johann Joachim Quantz, un compozitor german, și ne revedem, cum știți, și mâine la un moment de poezie cu tot la fel, trei autori, trei creații sau mai multe sau fragmente sau cum or fi. Rămâneți sănătoși în această pandemie și ne revedem cu bine, neapărat cu poezie, sănătoși și cu poezie, cum am zis, poezie scrie pe noi. La bună revedere!